marile puteri ne mint, la TV minciun prezent. La fel ca Iuda ne-au vândut pentru argint. Vreau lumină de la soare, nu să citesc în ziare. Nu putem sta drepți că adevărul doare. E o șansă de scăpare, dar lumea și acceptă soarta. Adevărul este sus, dar nimeni nu vede harta. Toți vor să-și umple traista și toți se duc la fund. Din 10 frați, pun pariu că nu-ți mai răspund. Totul se adeverește, dacă ești persoană bună, diavolul te urmărește. Dacă ești persoană rea, diavolul n-o să te vadă. Că-i faci treaba murdară, dar în iad o să te creadă. Iisuse, dă-mi tărie, nu vreau să fiu ca Iuda. Să te vând pe bani, fapta s-o acopăr cu gluga. Iisuse, dă-mi dragoste mare, dă-mi șansă de scăpare, ca să-l fac pe diavol să mă spele pe picioare. Iartă-ne, Doamne, că suntem răi mereu. Fiecare om se crede un Dumnezeu. Hey, dar fără tine e gol sufletul meu. Strânge-mă acum la pieptul tău. Doamne, dă-mi speranță și iubire pentru frați. Să fiu hrană pentru cei ce sunt îndurerați. Că lumea asta hoață, te-ar vinde pentru arginți. Nici măcar încrederea nu vine de la părinți. Avem biserici la care să ne rugăm. La casa Domnului e noi, acolo putem să aflăm ce înseamnă bunătatea, ce înseamnă iubirea, ce înseamnă frații tăi, ce înseamnă omenia. Suntem toți păcătoși, poate mulți nu recunosc, dar se întreabă mai apoi cine este acest Hristos. Zilele blestemate de dinainte de ale voastre, Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. Cinste lui, slavă lui, Doamne, ție-ți mulțumesc că m-ai ținut și azi în viață ca să pot să mai trăiesc. În ziua de judecată e clar că voi recunoaște toate greșelile mele și voi afla ce mă paște. Iartă-ne, Doamne, că suntem răi mereu. Fiecare om se crede un Dumnezeu.